Bună seara tuturor! Celor mai fideli telespectatori ai postului de televiziune Busuioc TV. Sunt foarte bucuros atunci când merg la spectacole și cei din sală îmi spun: Gabriel, noi te privim miercuri și vineri începând cu ora 19:30 la Busuioc TV, la emisiunea ta unde prezinți tineri talentați. Așa este. Scopul emisiunii noastre este de a aduce în fața dumneavoastră tineri talentați. În această seară, de asemenea, am optat pentru o tânără foarte talentată. Dacă v-am intrigat, rămâneți alături de noi. În această seară stăm de vorbă cu o tânără talentată, Alexandrina Verhovețchi, cea mai fost la noi în emisiune. A prins curajul și a mai scos din cuptor o piesă la fel de frumoasă ca cea precedentă. Să stăm la discuții împreună cu dumneavoastră. Bună seara, Alexandrina! Bine ai revenit la noi în emisiune. Cum te simți? Bună seara și bine v-am regăsit. Îți mulțumesc din suflet pentru invitație. Tu mereu ai grijă ca eu să fiu invitată la tine în emisiune. De asta, pentru că îmi place ceea ce faci și melodiile tale, mai ales asta cu care ai venit în această seară, care o vor asculta telespectatorii de la Busuioc la finele emisiunii. Mi-a dat un impuls la inimă așa și de când ai produs-o și ai scos-o în fața celor de acasă, fanilor tăi, deja ai fani, celor care te urmăresc. Chiar melodia se intitulează Tremur. Tremur. Și inima mea tremură de când l-ai scos tu melodia asta. Chiar e foarte frumoasă, e atât de antrenantă, are niște cuvinte simple care se dau foarte ușor auzului. Nu știu, cum le ochești tu așa din prima? Probabil aici este vorba și despre texterul meu, este vorba despre Bogdan Dascăl. El mereu are grijă ca eu să am texte frumoase. Deci eu am vrut o melodie de dragoste. Și el, uite că mi-a realizat visul împreună cu Vitalie Smoli. Uh-huh. Ai făcut și un videoclip, am văzut? Da, sigur, aici am colaborat cu Marian Croitoru, videoproducție, și regizor Mariana Moisenco. Da, dar cine sunt actorii? Colegii tăi? Deci actorii sunt prietenii mei, erou principal este chiar iubitul meu, de aceea scenele amoroase noi le-am filmat ușor. Ușor, am înțeles. Da. Suntem antrenați. Cu rezervă, da? Nu chiar dăm tot la cameră. Dar iubitul tău, hai să vorbim despre el, dacă ești de acord. De când vă cunoașteți? Avem un an și 3 luni acuși. Și a fost plăcere la prima vedere? Sigur. Da, noi ne-am îndrăgit unul pe altul din prima. Da. Așa a fost să fie. Ești el din domeniu? Da, el este violonist, studiază la Iași. La Iași? Da, dar dragostea nu ne desparte nici pe... Atunci când este dragoste, nu există vamă, da? Nu există. Adică, nu, și nici nu există nici Pruță, nici Nistru, când dragostea câștigă. Să înțeleg că melodia asta a venit în urma dragostei voastre, în urma sentimentelor reciproce? Da, sigur, este o melodie de dragoste. Eu din tot sufletul mi-am dorit ca să fie dedicată lui și am ținut ca anume el să fie rol principal. Și deja am vorbit cu Mariana, cu regizorul, și ea de la început nu prea a fost de acord, însă până la urmă am convins-o. Păi tu ești șefa, tu decizi cine e principalul până la urmă. Eu decid, dar totuși țin cont și de părerea ei, pentru că este un om care mereu mă îndrumă spre bine. În domeniu. Da. Exact. Da. Cât de des vă vedeți? Dacă studiați la Iași, tu aici, distanța, tu spui că nu vă încurcă, până când? Mergi la el, vine el la tine? Da, sigur, dat fiind faptul că sunt anul 4 la colegiu, la anul îmi doresc din tot sufletul ca să mă duc și eu la Iași, să-mi continui studiile acolo. Vrei să mergi acolo de asta pentru că știi și ești convinsă că te așteaptă cineva drag, sau vrei să pleci tu peste Prut să-ți continui studiile? Merg cu gândul că și mă așteaptă cineva drag, știu că voi fi acolo primită frumos pentru că este iubitul meu și asta e tare fain. Însă vreau să-mi continui și studiile, vreau să cunosc ceva nou, pentru că eu sunt așa, nu sunt un om limitat și îmi doresc să știu de toate. Și deci mă duc în genere să studiez ceva nou, ceea ce nu am mai făcut. În domeniu? Da. Cu muzica? Da. Am înțeles. Măi, tu spui că ești anul 4. Au trecut repede anii aceștia pentru tine. Întrebarea asta am mai dat-o la o invitată, tot tânără care a fost la mine.
Și mi-a spus că au trecut ani pe neobservate. La tine cum a fost? Că, nu știu, merge, mă uit că astăzi este luni și mâine este duminică și tot așa timpul se scurge foarte repede. La tine cum este? Da, de asemenea a trecut pe neobservate, nici n-am observat, cu toate că am lăsat în urmă, am prietă frumoasă, am filmat chiar și videoul anterior, l-am filmat cu tot cu colegii mei de la Derejat. Toți suntem dirijori, cantiști acolo. Da, el a trecut, nici nu se discută, timpul trece foarte repede, deci de aceea eu mă strădui ca să vin mereu cu ceva nou, să-mi lărgesc repertoriul, să, nu știu, să-mi creez un stil propriu care toată lumea să mă cunoască după dânsul. Deci spre asta tind, însă deja cum îmi reușește, las la ochii celor care ne vizionează. Telespectatorilor, ia zi, inima ta tremură? Da. De dragoste, de muzică, de prietenie, de mamă, de tată, de ce tremură? Sau e tremură? Tremură de tot, tremură de... Toate sunt comasate în inima ta și inima ta tremură pentru toți. Exact. Tremură pozitiv? Sigur. Când ești supărată și cineva spune un lucru care nu te-a țintit frumos, cum încerci să nu intri sau să nu se ancoreze în sufletul tău negativul acela care cineva poate special încearcă să spună ceva ca să nu te simți tu bine. Cum încerci să dai la o parte chestia asta? Sigur, la început reacționez și urât. Vreau să dau replici, să le deschid ochii la anumiți oameni. Ești diplomată? Sigur. Adică răspunzi așa, poate nu pe moment, dar va veni timpul și da, vei pune tu punctul. Exact. De la început, clar lucru că reacționez și eu, poate nu chiar frumos, însă încerc să îmi păstrez calmul și să le arăt oamenilor cine sunt eu. De fapt, eu sunt un om tare calm, care nu iubește cearta și toate chestiile astea. Însă, dacă trebuie... Mâța blândă, zgârâie rău! Am înțeles. Când zgârâi tu? Deci când ești călcată? Exact. Pe coadă. Pe coadă, așa. Vorbim doar dacă în limbaj totuși... popular. Da, și atunci când, dacă cineva se ia de familia mea, de prietenii mei, de profesorii mei, sigur, atunci, da. Știi cum pui... Sau de creația mea. Apa la, cum pui apa pe aragaz într-o cratiță și atunci când fierbe, știi, și cratița face așa ca la popcorn, așa și la mine. Dacă mă atinge cineva acolo unde mă doare, este grav, știi, că toți îmi spun, da, pare așa un băiat, știi, sau cineva mi-a spus... Măi, Gabriel, mă, eu te-am urmărit pe tine, dar ești așa mulicel în calitatea asta de ești în calitate de prezentator ca mulicel, așa ești, nu știu cum, fira, via fi așa, măi. Eu știu când trebuie să fiu așa, atunci când cineva tare, 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 prea mult mă iubește și tu prea vrea binele, dar până când de ce să nu fim armonioși cu toată lumea și cu cei din jur? Alexandrina, ce ai învățat de la mama ta care ne urmărește acum? Un lucru important care tu mergi și mereu ții cont de el. De la mama am învățat să răspund frumos, chiar dacă cineva se comportă... Da, chiar dacă cineva se comportă aiurea cu mine, mămica m-a învățat să nu răspund cu aceeași monedă, însă să fiu calculată, să fiu o fată deșteaptă, înțeleaptă, așa cum și cel mai important, de la mama am învățat să cânt. Mămica cântă, dacă nu mi-aduc aminte sau dacă mi-aduc aminte de cântă. Mine, de la ambii am învățat, am luat câte ceva. Data trecută în emisiune când ai fost, am vorbit despre ei, pentru că le-ai moștenit talentul, da. Și la tine în familie mai cântă cineva sau nemurelile tale, verișorii, mai e pe cineva? Da, la mine eu sunt dintr-o familie de muzicieni, la mine toată lumea cântă și din partea lui mama și tu cânt? Da, și eu cânt. Alexandrina, când ai pornit tu pentru prima dată, încă de la prima realizare, erai sigură că vei face o treabă bună și în stilul care ți l-ai ales, dar și cu cântecul care te vei prezenta, pentru că știi foarte bine că de mult contează prima creație să fie bună, știi, și la propriu și la figurat. Ai pornit pe drumul acesta pe locuri nesigură? Și pe locuri sigure. A fost nesiguranță la început? Adică, nu știu, cel puțin eu când realizez un cântec, eu nu mă grăbesc niciodată să fac un cântec. Eu mai bine un cântec, fac un cântec timp de un an de zile, dar știu că cântecul o să ajung aici. Ori de suflet, ori de voie bună. La tine cum? Există nesiguranța asta înainte să scoți din cuptor o realizare?
nu știu, te gândești, poate lumea o să critici, dar poate nu o să placă stilul pe care îl abordez, știi? Pentru că acum mulți eroi sunt. Da, este adevărat. Deci, nu știu, la prima piesă am avut siguranța asta că va prinde, pentru că este un stil de petrecere și cum n-ai da, piesa se va asculta. Și chiar când o arătam cuiva, până a fi produs final gata, când o arătam cuiva, toți oamenii reacționau pozitiv, reacționau frumos. Dar la doua am avut careva dubii, este vorba despre piesa care am prezentat-o. Pe care o vei cânta. Da, da. Și am avut, deci erau careva mustrări, dar uite că și asta, sper eu din tot sufletul să aibă succes. Nu, Alexandrina, cântecul este foarte bun, deci eu l-am ascultat și mi-mi tremură inima, o tivesc când nici nu pronunț corect tremur, pentru că tremuri, atât am tremură inima și tot tremură. Am încercat să abordez un nou stil în Republica Moldova, pentru că eu așa le-am îmbinat, de asemenea un pic de influențe balcanice au fost. Da, însă a ieșit ceea ce a ieșit. Se bucură ai tăi de tine? De realizările tale? Da, sigur că se bucură. Se bucură și familia mea și familia iubitului meu. Le mulțumesc din tot sufletul. Ei sunt mereu cu un sfat bun. Cu gânduri bune. Cu gânduri bune, da. Mereu îmi transmit doar energie alături pozitivă. Alături de tine, atunci când poate dă norul. Da. Și familia mea, de nici nu mai vorbesc. Ei se bucură, ei mă susțin. Se bucură de orice realizare a mea și pentru asta mă plec părinților. Tu cânti frumos muzică populară și știu că ți-e dragă și muzica lăutărească. Păi, pe lângă muzica aceasta care o realizezi, stilul acesta pe care deja tu ți l-ai construit cât de cât și adică mergi pe calea aceasta, nu te gândești să faci o melodie de muzică populară? De ce? Sau crezi că poate la noi e mai greu te faci cunoscut cu o melodie de muzică populară. Așa este. Sau cu un cântec, da. Da, deci artiștii muncesc foarte mult. Mă refer la ăștia care cântă muzică populară. Îmi doresc și eu din tot sufletul să am câteva melodii populare și am să fac tot posibilul ca să le am. Dar nu cred că în scurt timp. Mă mai gândesc, mai analizez anumite lucruri. Nu vreau să fac lucrurile în pripă. Mai bine mă gândesc, văd cum stau. De 7 ori măsoară și odată taie. Și exact. Este da. Minunat. Dar, nu știu, atunci când te-ai gândit prima dată să intri în lumea asta a reflectoarelor, a camerelor de luat vedere, a luminilor, a emisiunilor, eu știu că ți-i drag muzica populară și da. Ți-i mai aproape de suflet poate și ca stilul acesta. Ai făcut asta în folosul oamenilor? Primul stil l-ai ales pentru oameni? Da, dar îmi place foarte mult. Îți place? Prima melodie. Sigur că îmi place, pentru că eu nu cânt ceva ce nu-mi place. Îmi place. Dar muzica populară totuși mai aproape. E la corazon. E limbajul acesta interesant. Dar păi, nu știu, să înțeleg, tremuratul acesta a ieșit din dragoste, din da. Dragostea voastră cu prietenul tău. Este adevărat că până nu trăiești un moment, nu poți să-l redai într-un cântec? Da, nu știu, cred că dacă ești o actriță bună, cred că poți să-l redai. Da? Ești de părerea aceasta? Da. Eu tot așa consider. Da, pentru sigur. Că toți spun că, măi, știi, sunt și subiecte aparte care nimeni nu o să înțeleagă despre pierderea unui apropiat până nu o să treacă prin... Asta e altceva. Da, dar mă bucur că ai răspuns așa pozitiv. Dacă, da. Pentru că noi cei care cântăm sau care actorii, cântăreții... Trebuie să ne punem în pielea tuturor. Pictorii, știi, trebuie să aibă până la urmă mai multe fețe. Că mulți exact. Spun că, păi da, și ăla e fățarnic. Dar cum să nu fii fățarnic? Fățarnic, știi, fățarnic prea mult spus. Da. Cum să n-ai două fețe dacă tu la spectacol, cel puțin eu, dacă am o amărăciune pe suflet... Da, nu trebuie să redai chestia asta. Trebuie să ieși pe scenă și să zâmbești și să arăți toți 32 de dinți. Exact. Și trebuie să fii neapărat albi. Că dacă nu, oamenii își pun semne de întrebare. Adică trebuie să arăți bine, na, la cameră. Exact. Pe nimeni nu interesează ce ai tu în suflet. Trebuie să vii și să arăți dacă ești artist. Demonstrează că ești artist până la... După realizarea cântecului tău cu numărul 2, deja crești, ai deja doi copilași, da. Ce puțin eu cânticile mi le numesc copiii mei. Iată, eu am vreo 4 copilași, așa, până să apară acei adevărați. Da. Ce spun prietenii tăi? Te-au felicitat, ți-au scris mesaje de salut. Ia, tot îmi tremură inima și mă bâlbâi cu cuvintele. Tremur, mesaje. Sigur, da, m-am felicitat prietenii mei care îmi sunt adevărați. Eu îi văd zi cu zi.
nu zic că am mulți prieteni adevărați, dar am prieteni care mă susțin și le mulțumesc din tot sufletul. Ei știu singuri care sunt, nu trebuie să îi menționez neapărat. Sigur, da. Definiția ta pentru prieteni, care este? Care e definiția în viziunea Alexandrinii Verhovețchi? Ce înseamnă prieten? Cineva spunea că pentru ea prietenul este mai mult, înseamnă mai mult ca un frate. La tine cum este? Un prieten, cred că trebuie să fie neapărat trup și suflet. Atunci când ai o amărăciune în suflet, atunci când ai o bucurie. La orice oră deranjezi. Exact. Nu, da. Chiar dacă la orice oră îl deranjezi, asta nu contează. El mereu este cu tine, te ajută. Atunci când ești într-un moment mai anevoios, să zic așa. Mai dificil. Mai dificil, da. Și nu știu... În prezent, acum, ești anul 4 la Ștefan Neaga. Oarecum îți pare rău că termini și poate nu o să te vezi cu unii din profesorii care ți-au fost dragi, cu unii din colegi, poate de cineva spui cu of mare scap. Sau... știi ce vorbesc. Sigur. Dar cum să zic, că îmi pare rău că termin, că trebuie să am alți colegi noi. Nu știu, parcă am greu la început. Da, este greu la început, dar în fine nu mă pierd eu. Nu mă pierd oricum, oamenii pe care îi iubesc cu adevărat vor fi cu mine. Și mă refer și la profesori și la colegi. Sigur că vom ține legătura, că mă rog, acum atâtea rețele, atâtea... Absolut. Te faci cunoscut, vorbeam adinea ori într-o sigur. Oră de vreme pe o rețea de socializare. Da, sigur. Pe locuri îți pare rău că pleci din țara ta în altă țară, na, țara mea, țara ta, România, Moldova, suntem o țară, nu desparte un prut și niște sârmă ghimpată. Îți pare rău că pleci de pe loc, de aici, nu știu, din Chișinăul nostru, așa cum este el, cu o gaură, cu 100 de persoane într-o lebuz care limita este de 40 și așa mai departe. Îți pare rău că pleci? Da, nu-mi pare rău. Da, sau vrei să cunoști... Da, vreau să cunosc și altă lume, vreau să cunosc alte orizonturi. Să atingi alte culmi. Sigur. Mă refer la asta, să-ți pară rău de asta, pentru că, până la urmă, Căușeni este aproape de Chișinău. De ce spun Căușeni de asta? Pentru că Alexandrina este venită de la Căușeni, așa că dacă ne urmăresc cineva din orașul Căușeni, mândriți-vă că Alexandrina este de acolo și trebuie susținută, pentru că este foarte important atunci când ai tăi, cei de acasă, te susțin. Sigur. Și la asta m-a referit, dacă îți pare rău, că îmi dau seama că la felul văd scripiri în ochii tăi atunci când vorbești despre prietenul tău și îmi dau seama că o să te simți bine acolo, în primul rând datorită lui, pentru că la început, cum vorbeam, este greu, dar îmi place că... Te obișnuiești. Îmi place că orice întrebare care ți-o dau, de la altcineva mă aștept la un răspuns, nu că mai negativ, dar mai altfel. La tine răspunsurile sunt pozitive, adică nu-mi pare rău. Că așa sunt eu, sunt naturală, eu sunt sinceră. Te-a ajutat pe locuri, nu știu, siguranța asta a ta? De răspunsuri, de întrebări, adică sigur, din lucru, chiar dacă este un lucru mai prost făcut, tu ai făcut așa să fii mai pozitiv, adică asta văd din răspunsurile tale. Da, sigur, te ajută, nu? Da, mă ajută, mai ales când sunt la examene, știu, nu știu, încep să improvizez. Și poate, da, clar că profesorii știu, poate că eu, dar uite că le place artistismul ăsta de noi. Și nu știu, asta mă ajută foarte mult în viața, anume siguranța că ești un om care știi că poți, chiar uneori chiar când nu ai putere, ești slăit, ești de puteri, oricum este cineva acolo în spate care parcă simți cineva, da, și Alexandrina, spornește. Nu te opri aici și merg mai departe, sunt o visătoare. Extraordinar, visezi frumos? Da, sigur. Când ești lângă persoana iubită sau și așa visezi frumos când stai la cămin? Și când sunt lângă persoana iubită și când stau la cămin, sunt o visătoare. Extraordinar, așa să visezi, Alexandrina, frumos toată viața. Și când vei veni la mine pe canapea, că data trecută aveam alte canapele, azi observi. Ei, ne modernizăm. Ne modernizăm, intrăm în Europa. Da, sigur. Vezi că am adus o canapea așa pentru regii, pentru regină, să țină umbra aici, să păi bat curentul. Păi dacă tot și când despre o prințesă și despre un rege... Ai văzut tu cum mă gândesc eu la tine mereu? Acum, te duci des acasă?
În general, mergi des acasă. Vreau să pun întrebarea că acum când mergi acasă, te cunoaște lumea? Te recunoaște pe stradă? Să mândresc cu tine? Sigur, eu mereu am fost apreciată în Căușeni. Se mândresc, chiar îmi dau multe mesaje, chiar văd pe Insta multe în story, oamenii postează căușeneanca noastră, mândria noastră, ceea ce mă bucură asta foarte mult. Mă motivează, da, mă motivează să fac ceva, lucruri noi, să, uite, să am acea energie, să nu pierd ceea ce am realizat până acum, dar invers, să fie o motivație, o naripare, o putere. Tu dacă mergi la Iași, nu vei, adică vei menține colaborările de aici, de acasă. Cu cei sigur. Care până acum ți-au scris cântecele, adică nu e greu să vii să faci tur, retur, să muncești la... Nu e greu, dar nu pot să zic că nu mă voi lansa și pe piața din România, adică nu știu, să vedem ce va fi, nu vreau să zic nimic până când nu sunt acolo și... Da, ai așa o teamă pentru început așa? Sau tu ești sigură de tine? Nu sunt atât de sigură, dar nu pot să zic că am o teamă. Știu că voi răzbate. Oriunde n-aș fi, eu am să dau înainte. Fă foarte bine, bravo! Alt răspuns nici nu mai trebuie. Te gândești la altceva? Acum la alt cântec? Pentru că îmi dau seama după numărul. Câte vizualizări ai avut la prima melodia ta? Aproape 3 milioane. 3 milioane. Aproape, dar până seară, cine știe ce-o fi, poate 3. Da, depășești. E două întreg și nou. Așa, depășești 3 milioane. Îmi dau seama ce imbold îți dă să mergi mai departe și ce curaj îți dă. Sigur, este adevărat. Vizualizările acestea, pentru că am văzut și eu la prieteni de-ai mei, de peste hotare, cum stau la un colț de masă acolo. Moldovenii când se strâng la un colț de masă cântă și la un colț de masă plâng, așa, dar la tine, moldovenii tremurau după cânticul tremur. Vai. Și asta e foarte plăcut, cel puțin eu m-am bucurat foarte mult când am văzut, iată, colega mea, care... Și ești prietena mea și colega mea de la colegiu, iată, lumea o ascultă și îți dai seama, cel mai important, cel puțin din punctul meu de vedere, este, dar și în general, este părerea publicului și dacă publicul îți apreciază rezultatul, îți dai seama că mergi dârză mai departe, așa, ca o barză cu... Este adevărat, da. Cu gâtul așa înainte. Eu, când ai susținerea fanilor, e tare ok. Așa e. Și de asta te întrebam, te mai gândești acum la ceva nou? Pentru că sunt sigur că o să depășească și cântecul acesta, tremuratul acesta o să depășească un milion de vizualizări cu siguranță. Și, nu știu, poate mai apare ceva nou între timp, pentru că ai fost foarte secretoasă la Tremur. Da, și voi fi în continuare secretoasă. Da, pentru că, nu îmi place, îmi place să fac. Și atunci când sunt ferm convinsă că totul va ieși, atunci pot să zic cuiva. Eu de multe ori nici iubitului meu nu-i spuneam, adică nu știu, tare mult contează anume personalitatea mea. Și după aia mă împart și eu cu gândurile mele. Da, poate este acolo, am ceva gânduri, am, chiar ieri mi-a venit așa, mi-au venit câteva idei, dar e secret. Secretoasă! Să știi că eu sunt ca tine. Pentru că de multe ori am observat, înainte să realizez ceva sau să-mi pun de gând și dacă am spus gândul meu unei persoane și dacă persoana să nu dea Dumnezeu, să nu fie potrivită, să nu se bucure pentru tine, deci nu mai dobândești absolut nimic. Și eu te apreciez din toate punctele de vedere, pentru că ești artist și înțelegi ce... Mă bucur tare mult că ești aici, mă înțelegi. Ești laude aici în emisiune, în platoul nostru de la Clipa Muzicală. Tu când ești, te simți bine? Tare bine mă simt. Și când am fost prima dată, m-am simțit la fel de bine, chiar e minunat, tare minunat. Deci este o emisiune tare călduroasă, unde discutăm mult. Data viitoare, când vei veni, nu știu deja ce să schimb. Poate un platou nou, pentru că data asta am schimbat fotoliile. Eu am să vin chiar dacă va fi tot așa, cu mare drag de la tine. Eu îți mulțumesc din toată inima pentru că ai venit la noi în emisiune, ai revenit. Sper că am avut o discuție de suflet, pentru că pe asta și pun accentul și maxez pe discuții de suflet, pe locuri ne hlizim așa. Da. Suntem sinceri, suntem naturali. Pentru că cei de la Busuioc TV și telespectatorii în general, nu contează cărei televiziuni,
foarte mult iubesc sinceritatea și până la urmă ei simt asta cel mai mult. Așa că eu îți doresc să fii sincer cu telespectatorii, poate nu cu prietenii și cu oamenii, pentru că știi câteodată sinceritatea este dură și vrei să le spui să fii sinceră și ei înțeleg poate greșit pe alocuri și nu ești înțeleasă, știi, corect, pentru că eu de pe pielea mea am observat și îți dau și ții un sfat, adică atunci când ești sincer, de multe ori ai de pierdut, știi? Da. Așa că eu îți doresc să ai realizări frumoase, milioane de vizualizări pe site-urile de socializare și când vei crește mare pe plan profesional, să-mi dai bine ziua pe domnul, te rog, da? Să-mi răspuns. Sau la vreun cântec de-a meu să-l încarci la tine pe contul tău de YouTube. Poate o ieși și eu. Doamne ajută! Eu niciodată nu uit de unde am pornit. Asta este educația de acasă. Avem noi o vorbă, gașca noastră, știi, la colegi. Am plecat de jos. Am plecat de jos, au plecat de jos. Odată mi-ai spus-o și n-am înțeles, am crezut că... Dar uite, urcai pe scări și mă uitam. Te-ai uitat așa cu niște ochi la mine de potărniche. Dar nu este adevărat. Nu, eu nu mă uit la oameni cu rău niciodată. Erau niște ochi așa de potărniche. Da, poate cineva m-a supărat și ai fost tu ăla în care erai... Am căzut sub plaza, mă înțeles. Îți doresc sănătate. Doamne ajută. Ne vedem, ne auzim. Mulțumesc din suflet pentru tot. Vezi ce faci acolo peste Prut. Succes. Și multă, multă fericire. Pe lângă fericire, Dumnezeu sănătate să-ți dea, pentru că idei văd că îți vin și foarte bune. Un mesaj telespectatorilor de acasă. Dragii mei, nu uitați să urmăriți clipa muzicală alături de colegul și bunul meu prieten Gabriel Nebunu. Fiți cu ochii pe noi și vă doresc doar bine. V-am pupat! Dragi telespectatori, vă readuc aminte că astăzi la discuții de suflet interesante am stat de vorbă cu tânăra interpretă Alexandrina Verhovețchi. Vă îndemn și pe dumneavoastră în continuare să rămâneți alături de Busuioc TV, iar acum să tremurăm împreună! Eu știu că prinții nu mai caută prințesa. Eu știu că prințul adevărat acu o crește din fata care este. Orice femeie poate fi mereu purtată în palme ca regina. De-a ști să aștept la glezna e regatul tău și sufletul și mâna. Nu te opri, te rog că place.
Dragi telespectatori, sunt Gabriel Nebunu și alături de întreaga echipă de la Busuioc TV vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această seară. Indiferent de vreme, vă doresc mereu soare în suflet. Toate bune, la revedere!